Bine v-am găsit, prieteni! În acest clip vreau să clarific cumva mecanismul prin care ne îngrășăm și prin care putem slăbi. Mi se pare că există destul de multă confuzie în acest domeniu, adică încă foarte multă lume vorbește despre calorii. Nu mânca asta care are multe calorii sau mănâncă asta care are puține calorii sau ține o dietă hipocalorică dacă vrei să slăbești. Sigur că dacă o perioadă de timp mănânci, ții o dietă hipocalorică, ajungi să și slăbești. Numai că nu poți să ții pe perioadă nedefinită o dietă hipocalorică, nu poți să ții foarte mult timp, pentru că până la urmă se ajunge la denutriție. Da? Deci poți o perioadă de timp, ții o dietă hipocalorică, slăbești, după care ești nevoit să revii la o dietă normocalorică. Și de foarte multe ori ce se întâmplă? În momentul în care încetează dieta hipocalorică, îngrășarea se produce. Deci ajungi iar la greutatea pe care o aveai înainte de cură și de multe ori chiar o depășești. Și mecanismul este simplu de înțeles, zic eu. Ce se întâmplă? În momentul în care aportul caloric este mai mic decât în mod normal, creierul, organismul, interpretează asta ca fiind o perioadă de foamete, de restriște alimentare. El nu știe că de fapt este o decizie voluntară de a mânca mai puțin. În toată istoria omului până acum 100 de ani, oamenii au mâncat în general, marea majoritate, imensa majoritate, au mâncat puțin. Nu exista abundență de hrană. De-abia după ce a început industria alimentară să se dezvolte foarte mult, atunci mâncarea a devenit din ce în ce mai abundentă și sunt foarte multe țări în care mâncarea nu mai este o problemă. Cantitatea mâncării nu mai este o problemă. Deci se asigură un aport caloric suficient. Problema este însă că, după cum am spus, ții dieta hipocalorică, organismul nu știe chestia asta, creierul nu știe și crede că este o perioadă de restriște. Și atunci el ce face? Își scade și consumul energetic. Deci dacă la început o dietă hipocalorică merge bine, în prima perioadă se poate produce o scădere destul de importantă a greutății, pe măsură ce timpul trece, scăderea devine din ce în ce mai mică, scăderea în greutate. Iar în momentul în care cura hipocalorică, dieta hipocalorică încetează, atunci și începi să mănânci normal, creierul se pregătește pentru o eventuală perioadă următoare de restriște alimentară. Și ce face? Începe să acumuleze grăsime. Grăsimea este, de fapt, o formă de acumulare a unei rezerve de energie. Pentru că, în momentul în care nu mai are suficientă energie, consumă din grăsime, organismul consumă din grăsime pentru a obține energie. De aceea, de foarte multe ori, în momentul în care se oprește cura dieta hipocalorică, se revine la greutatea inițială și poate chiar crește aceasta. Iar pe măsură ce numărul de diete hipocalorice crește în timp, ele devin din ce în ce mai ineficiente. Tocmai pentru că organismul se adaptează mai repede, scade mai repede consumul de energie, astfel încât scăderea în greutate devine din ce în ce mai mică și la un moment dat poate chiar să nu mai apară. Iar această mișcare în yo-yo, cum se numește, adică în timpul dietei scade greutatea, după care crești la loc și chiar mai mult, după care la altă dietă iar scade, oprești dieta, iar crește, nu este sănătoasă pentru organism. Pielea se lărgește, apoi se lasă, apare acel surplus de piele și multe alte efecte negative pentru sănătate. În schimb, și aici mai vreau să ating un aspect, apropo de dieta hipocalorică și ce spun unii, domne, nu contează nimic altceva decât caloriile pe care le consumi. Nu e chiar așa, pentru că o calorie nu e egal cu o calorie. Depinde de unde provine acea calorie. Adică eu provoc pe cine e adeptul dietei hipocalorice să mănânce 1000-1500 de calorii pe zi, dar aceste 1000-1500 de calorii pe zi să le ia numai din dulciuri și din carbohidrați. Să mănânce mai pâine, să mănânce cartofi, să mănânce prăjituri, să mănânce bomboane, să mănânce ciocolată. Și eu pot să pariez că nu va slăbi, ba chiar se va îngrășa. Da? Deci depinde foarte mult de alimentele care conțin acele calorii și ce efecte metabolice și hormonale produc aceste calorii. Pentru că este foarte important de știut, e bine să știm, hormonul care duce la îngrășare, principalul hormon care duce la îngrășare, este insulina. Insulina este un hormon anabolic, este un hormon de acumulare, ăsta este rostul ei, rolul ei în organism. Da? Și atunci ea, pe metabolismul lipidelor, determină acumularea de grăsime
și împiedică arderea grăsimii pentru a se obține energie, pentru care are rolul să scadă glicemia. Astfel încât în momentul în care o persoană consumă carbohidrați, crește secreția de insulină pentru a readuce glicemia la normal, carbohidrații crescând glicemia, dar în timp, dacă acest consum continuă în mod regulat pe o perioadă îndelungată de timp, celulele devin rezistente la acțiunea insulinei. Nu mai răspund la insulină. Atunci și glicemia rămâne mare. Pancreasul secretă și mai multă insulină și în acel moment, sigur, pentru o perioadă glicemia revine la normal, iar apare insulină rezistența și tot așa până când la un moment dat insulină rezistența devine absolută în sensul că apare diabetul de tip 2. Deci glicemiile rămân în permanență crescute. Numai că pe această perioadă lungă de timp, această secreție crescută de insulină a dus la acumularea de grăsime. Inițial în ficat, apare ficatul gras, apoi când capacitatea ficatului este atinsă, grăsimea se depune în cavitatea abdominală, în jurul celorlalte organe din cavitatea abdominală și apare așa numita obezitate viscerală. Deci nu este grăsimea care se găsește sub piele, ci grăsimea care se găsește în interiorul cavității abdominale, care este un factor foarte important de risc pentru bolile cardiovasculare și pentru alte boli. Este proinflamatorie, favorizează apariția cancerului, favorizează apariția bolilor neurodegenerative, cum ar fi Alzheimer, poate să favorizeze apariția bolilor autoimune, deci poate e factor de risc major pentru foarte multe boli, iar grăsimea viscerală este unul dintre factorii sindromului metabolic, care conține încă alți patru factori. De aceea, cea mai bună metodă de a slăbi este să ții sub control secreția de insulină, să ai o secreție, un nivel de insulină în sânge care să nu depășească nivelul normal. Pentru că în felul acesta, insulina nu determină acumularea de grăsime și nu împiedică arderea grăsimilor pentru a se obține energie. Și după cum bine știți cei care mă urmăriți, dar numai pe mine, pentru că sunt mulți adepți ai acestei metode, acestui stil de viață despre care vă vorbesc, cele două căi prin care putem să ținem insulina la un nivel normal sunt postul intermitent, asociat sau nu cu consumul redus de carbohidrați, sau invers, consumul redus de carbohidrați, asociat sau nu cu postul intermitent. Postul intermitent de ce este bun? Deoarece de fiecare dată când mâncăm, se produce o creștere a secreției de insulină. De aceea cei care spun mănâncă puțin și des, că în felul acesta o să slăbești, nu au dreptate, deoarece la fiecare masă pe care o luăm, să zicem că luăm, mâncăm de 6 ori pe zi, de fiecare dată când mănânci, îți crește secreția de insulină. Și dacă aceste mese se întind pe un interval de 12-14 ore, atunci foarte mult timp din zi ai secreția de insulină mai mare decât în mod normal. Pe când în postul intermitent, mâncând într-un interval de cel mult 8 ore și mâncând de cel mult 3 ori, în cea mai mare parte a zilei, secreția de insulină este la un nivel scăzut. Și în felul acesta nu se acumulează grăsime, iar grăsimea existentă, în cazul în care există, este arsă pentru a se obține energie. Consumul redus de carbohidrați are și el același efect, adică nu crește secreția de insulină, pentru că dintre toate alimentele, carbohidrații, adică zahărul, făina, cartofii, orezul care conține amidon, care sunt tot o formă de carbohidrat, duc la creșterea secreției de insulină. Iar dacă se combină aceste două elemente, adică pe de o parte ții post intermitent, îl adopți postul intermitent ca stil de viață, și o să explic imediat de ce spun asta, și cu un consum de reduce de carbohidrați, secreția de insulină este clar ținută sub control. Și de ce spun că este bine să fie adoptat ca stil de viață? De ce un stil de viață? Pentru că poate fi ținut pe termen nedeterminat, pentru că la mesele pe care le mănânci în postul intermitent, nu mănânci mai puțin decât normal. Mănânci normal. Nu exagerezi, dar mănânci normal. Deci nu faci foamea. Și în felul acesta nu este greu de ținut. Se poate ține, pentru că este un regim alimentar normocaloric, poți să-l ții pe o perioadă nedefinită. Sigur că în momentul în care îl abandonezi, deci treci iar la un număr mai mare de mese, întinse pe un interval mai mare de timp, secreția de insulină va crește și rezultatele se vor pierde. Deci nu este o minune, îl ții odată 6 luni postul intermitent și toată viața nu mai ai nicio problemă, indiferent cum mănânci și la ce ore mănânci și cât timp mănânci și de câte ori mănânci. Nu. Deci de aceea este bine să fie adoptat ca stil de viață. În plus, are foarte multe efecte benefice pentru organism.
produce, prin arderea grăsimilor se produc corpi cetonici, corpii cetonici, inclusiv după ce am citit în ultimele cercetări, stimulează activitatea celulelor K și NK, sunt două tipuri de celule cu rol foarte important în imunitatea antivirală și anticanceroasă, deci pot să prevină apariția cancerului sau, în cazul în care acesta există, să contribuie la reducerea și chiar la vindecarea acestuia. Postul intermitent are efect antiinflamator prin alte mecanisme metabolice, biochimice, de asemenea are rol în menținerea echilibrului florei microbiene intestinale, care de asemenea are roluri esențiale în sănătate. Produce postul intermitent de la 16-18 ore în sus, pauza alimentară, duce la apariția autofagiei, autofagia fiind un proces esențial de autovindecare a organismului, prin care structuri degradate, proteine degradate sunt reciclate și organismul sintetizează proteine normale, deci efectele sunt multiple. De aceea, postul intermitent trebuie și ar fi bine să fie adoptat ca stil de viață. Închei aici. Recomandarea mea generală este: adoptă postul intermitent, consumă puțin carbohidrați și în mod categoric îți garantez, corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere!